Pielea prematurului este mult diferită față de cea unui bebeluș născut la termen. Este foarte subțire și are mai puține straturi componente, pentru că se naște înainte de termen și nu are capacitatea de a-și dezvolta aceste straturi în plus. Pielea prematurului are tendința la pierdere de apă și electroliți, ceea ce duce la o piele uscată, cu tendință la deshidratare, dar de asemenea și deficiențe în ceea ce privește reglarea temperaturii corporale. În plus, stratul extern al pielii nu este bine atașat de cel profund, numit și derm, ceea ce înseamnă că fricțiunea poate duce la leziuni, la îndepărtarea benzilor adezive sau alte acțiuni aplicate pielii. De asemenea, prematurii sunt mai susceptibili la a dezvolta dermatită de scutec. Părinții sunt încurajați să evalueze pielea celor mici în căutarea semnelor produse de fricțiune sau roșață, îndeoseb în zona scutecului. Hee hee hee!